Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la Just Cause 4. Oameni buni, jocul în sfârșit s-a lansat, bine, mai exact s-a lansat ieri. Nu am avut key dinainte de lansare, așa că aia n-am avut cum să fac în ziua lansării, dar nu e nicio problemă, adică o zi după ce mai contează acum, aia e mare brânză, nu moare nimeni să zicem așa. Și, sincer, eu chiar abia așteptam jocul ăsta puțin, pentru că m-am distrat enorm de tare în Just Cause 3. Știți foarte bine câte stupizenii puteam face în Just Cause 3 cu acel grapple hook și cu felul cum puteam să distrugem mai orice prin lumea aia. E bine, am văzut că Just Cause 4 e exact pe aceeași idee și am înțeles și destul de bine optimizat. Așa că am lăsat jocul pe setele pe stabilite, gen undeva la high, cred, graphics, nu știu, gen ce vedeți voi pe aici. În mare parte l-am lăsat așa, să nu umblu prea tare pe la setări. Și să vedem cum merge. I-am dat, cred că, 2 minuțele test pe aici, să vedem care este schema. Și aia e. Ok, start new game. Hai să vedem cum începe nou Just Cause. Just Cause. Mereu îmi vine să-l pronunț diferit numele jocului, să nu știu de ce. Sunt curios, de unde continuă? Nu mai simtă mai nimic din Just Cause 3. Literalmente nu mai știu mai nimica. Former agency operative Rico Rodriguez. Ok, Rico, pot să-l cunoaștem. Up to this point his whereabouts have been unknown since our withdrawal from Medici. Responsible for deposing half a dozen heads of state. De-a fost jocul al treilea, parcă. Have encountered them before in San Espirito. Aha. Where he assassinated our employer, President Salvador Mendoza. A făcut asta? We fought him again in Medici, where he overthrew Sebastiano Di Ravello. Oh, asta da, asta știu, asta știu. Though the agency had some involvement, and this is his handler, Tom Sheldon. We've learned Rodriguez's motivation for liberating Medici was personal. Oh. You have briefed me on this man before, Commander Morales. We're preparing a test. Can we cut to the chase, por favor? Of course, Señor Spinoza. Intelligence suggests that he is the son of Miguel Rodriguez. Cine? My Miguel Rodriguez? Mm. Huh. And? And he's here, in Solis. The fuck? Now. Vrea să-l captureze pe Rico? A, uite, bă, gagica aia din celălalt joc. Nu? Nu e aceeași gagica? Sau cred că mă înșel? Cumva pare familiară, de-aia zic că sigur ar fi fost în celălalt. Acum nu știu sigur. Cinemația arată destul de dubioase acum, adică să ziceți, parcă zrandate în 720p cu graficele date puțin pe medium slash low. So, that's my father's super weapon. Project Tiapa. Oh. He was a kind man, my father. A scientist. Doesn't make sense he would build such a thing. Oh, cum arată lucrul ăsta. Was a good man too. Boss, dar... And they both ended up dead. Oh, asta e... Nu e... Lots of questions, hmm? Tipa aia... Deșteaptă din tantrile? Care ne-a făcut gadgeturi? I have people who can help us. Mira, I've done this kind of thing before. This is different. I can handle some bad weather. It's more than bad weather, Rico. If you would just listen to me. Mira, a plan is a list Ascultă, of things femeia, I've done. Boss. I like to keep my list short. Just be ready. When I patch you into that console, you'll have to find Espinoza quickly. He answers my questions. We destroy Project Iapa. Plan. Where? Buena suerte. Buena suerte. Okay, what the F means? Oh, I'm going to know it. Dacă vă place jocul ăsta. Dacă vă place jocul ăsta, dați voi un like acolo și ar fi super super tare dacă strige cât mai multe like-uri pentru primul video din Just Cause 4. Hear you loud and clear. I'm going to monitor. Mare parte controlează la fel. Okay. Oh, și a început nebunia. Oh. Și avem un fel de armă nouă. Oh boy. Ok. Nu cred că era nevoie să detonez și chestia asta totuși. The road is walled off. Chestia e, aha. Presupun că da. Yait. Oh my god, cât de tare. Ok. Where to now? Stai așa. Octa range-ul ai. Head towards them. Oh, poți să mă duc încolo? Like... That's a big tower. Ah, ce tare, lol. Espinosa promises ha, da, că am uitat că poți să dai cu glide-ul cu parașuta. Oh, dar arată bine. And most of Solis believes him. Project Iapa won't be a problem after today, Mira. Și se mișcă bine. If your plan works. It will da, work. Da, if fiind cuvântul magic. Aaaa, ok, nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine, nu-i bine. No, no, no!
5 minute Bob ai avut cu jocul, 5 minute literalmente și deja l-ai stricat. Cum funcționează asta? Cate. Dar nu vreau jos, vreau să prin viteză. Așa mai era schema. Uitați-mi care era schema pentru Just Cause să... să o iei mai bine. Gata, mai că am ajuns la băieții mei. Sau că fă, băieți! Made it. Bueno. Unde sunt amicii? You're gonna come face to face with the Black Hand. Piping? Black Hand? We've come face to face before. Dar de ce trebuie să fie black? Înțeleg. Este ceva cu conotație de rasism pe aici? Sau care schema? Că nu mă prind eu aici. Ok, am venit aici. O, lasă aia jos, bă. Mai sus, ok. Yoink. Cât de tare, îmi place că niște animații leacă mai smooth față de cum erau înainte. Salut, băieți! Scuze. Oh my god, e femeie! Egalitate între sexe, boys? Nebunie! Oameni ăștia sunt absolut nebuni! Nu mă cua. Stai, cum mă heal-ui? Cred că se heal-ui singur, ca... gen, e sistemul de healing ca în Call of Duty. Take. Oh, am dat un SMG. Deci am crezut că pur și simplu schimb arma. Ah, super, schimb arma de pe rotiță. Ca în oricare alt shooter. Wow. Wow. Stai, mă, să călătorești cu parașuta pe aici și cu capul. Weren't too happy to have me poking around. Deci mare parte de la fel de distractiv ca în celelalte jocuri. Ca celelalte jocuri de-o. Oh. His own private army. Pretty good one too. Au. Not good enough. Normal că not good enough, ești nebun. Yoink. Bă, e destul de tare de controlat totul pe aici, adică nu e... nu e ceva foarte țapăn sau controlele dubioase sau chestii genul ăsta. Chiar totul e destul de smooth și plăcut. Uh-oh. Adică știu că suntem aici, boys. No bueno. No, nu se rupe. I'm at Project the Upper. Rico, there's a console. Mai iau-te avioanele. Not sure how I'll figure it out. Sigur? Este mașina aici totuși. Oh my god, cum fac aia mere, mi-e rău. Trebuie să le distrug pe astea. Follow the waypoints. Din păcate am cam ratat waypointurile. Uh-oh. Provoca mică coboție, boys, let's go. Oh, waypointurile aici. Could use this vent to get me up there. Ce tare. Senore, senore, free taco. Shit. You don't want to be out there when that case starts. Da, mă, da, vin acum. Almost there. Uf. Ok, unde mai merg acum? A, pe aici. Yoink. Oh my god, cât de distractiv e totuși. Se simte așa bine, adică chiar nu mă așteptam să simt așa bine. Op, așa. E acel gen de joc ca o surpriză plăcută, știi? După gustul amar lăsat puțin de Darksiders cu optimizarea, ăsta chiar e destul de fain. Și are și elementul de distractiv în el. Adios. Oh, haide. Ok, mira, I found the console. Aie? Patch me in and I'll locate Espinosa for you. Oh. Ce-i aia? Du-te, mă, cât de tare e grenade launcher-ul, mi-e rău. Ce de ăsta o leacă așa? Să-l localizez pe Espinosa, păi dar unde Dumnezeu e? Să-ți fac asta ceva? Nu, nu e nimica. Au, e aici. Ce prostă-s. Stați-o le... Bă, băieți, mă. Ședeți blânzi. Bă, stai că mi-e dă-n cap ăsta. Oh my god, grenada e acolo. Da, da, sunt aici. Oh, stai că trag băieții din toate direcțiile. Bă, dar ăștia nu mor. Bă, leu, cât sunt!
Băi, e ușor de zis kill the intruder. Trying, lady. Adică își dau băieții și silința totuși. Ok, mai e vreo unul? Nu știu câtă viața mai e problema mea. M-a grăzav. Mai gloanțe! Eu și asta o soluție. Got a black hand here. Oh-oh. Hai mai repede, break, că mă atacă și-a ultimul hal. Take your time. Oh, God. Urmai în glanțe pe nimica? Hello, little friend. Unde-s, bă, ăștia? Ia mașma acolo. His office is near the top of the spire. Oh. All that, and he's at the top of the... Oh! S-a terminat subit, boys. He's unlikely he has survived this long. This is not an ordinary man, Señor Espinosa. See, we might as well make sure. See, si, Señor Espinosa. Let's see what Project Yapa can do. Uh-oh. Shall we? Señor. Ce vrea să fie chestia aia, totuși? Asta nu-mi dau eu seama. It'll take a few moments for the court to reach full power. Do you think you can keep him occupied until then? Uh-oh. This is Commander Morales. We have a threat on site. Activate Yapa's defenses. Engage all artillery towers. Băi, vezi să stai cu turnul așa aproape? What the fuck? Cât de nebune se pare totuși când dă la Bollywood sau ceva. At the airport. Was that who I think it was? Și că ceva fi în Bollywood, though. See? Deal with that, please. With pleasure. Uh-oh. Nu-i de bine, boys. What the fuck? Revino-s, bă! Uh-oh. E viscolul prea mare. N-o să reușim, boys. Just Cause 4! Vreau să meargă pe temă că, na, pana mea, trăznete și chestii. Vă dați și voi seama. Ok, interesant Rico. Intro. Rico, this is Mira. Please respond. Rico, no es aquí. Ce dubios arată față de cum arată până acum în joc. Oh, rip grapple. Mira. Come in, Rico. Please respond. Mira. Rico. Ay, Dios mío, you're alive. I lost your GPS. Sí. My grappling hook's broken. Uh-oh. So is my wingsuit. Parachute. Am pierdut totul! I'll need to make repairs. I have tools at El Abismo. What's your location? A forest? I don't know. I'm sending you my coordinates. Hope it works. Got it. I'll see you soon. Cum îți dai seama că ajunge acolo, Rico? Calmează-te. Shit. Shit. Mă, îți curios ce o să fie cu arma aia pe care am vrut să nu arate. Tare, tare curios. After her parents' death, Mira was raised by her uncle. Am apucat și test tot. Nu știu ce trebuie să încarcă totul să fie dacă nu. Oh, God, what the fuck? Not having my grappling hook is like missing a limb. True that, true. My God, ce-s cu porcii ăștia? De ce sunt așa inanimați? They look so dead! Oh, hi there. Locul ăsta n-arată rău deloc. That looks like the place. Deci practic ea trebuie să găsesc pe acolo. Never seen anything like Iapa before. Mira, might be right. Asta e alea, că parcă e ceva ce nu-mi place mie aici, like, așa... Cred că asta ar trebui să fie bine. Parcă e mai bine.
Nu știu exact ce să zic. Oricum pe YouTube se vede ca un cur, așa că n-ai treabă. People here must not be afraid of heights. I know you're not. I'm not, but I usually have a parachute. Păi și cum traversez eu pe aici? O iau prin oraș. Oh, ce oraș mai e și ăsta, frate? Oraș construit în aer. Nooo! Oh, câte întrebări pune aia. Chicken! Ok. Uf. Shit. Oh boy. Ja, fine. Aia n-a fost deloc distractiv. That's not good. Nu spune că așa știu unde sunt acum, serios. Empty it out fast. E un cuțu! A zis câinele la ce drăguț era. Fugiți, că vine mâna neagră. Eu sper că am ajuns bine. Gata, bre. Fără să-l vadă? Oh, ce dubios conduce la elicopter totuși. Hey, PC. You look awful. Ară bine, stai liniștit. The Black Hand are casing the village. Does that happen often? Păi spun că da. Almost never. Oh, atunci ok. Maybe somebody attacked their weather base. Yeah. Tools? Wow, 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 calmează-te. Oh, îmi place prin planul, though. I don't think I could take Project Diapa alone. I agree. I'm saying I was wrong. You were right. De obicei așa se întâmplă. Is that a distress signal? I didn't think you were with the agency anymore. Help me with this. Stai, ce vrea să facă? What do we do about Iapa? Between the blizzard and those artillery towers, I can't get close. I have a couple of ideas. Cum ar fi? Tell me. Wait. Listen. Ce are să aud? Un elicopter? Your actions in the next few minutes may determine the fate of this community. Oh my god, yeah! Ma, cum se arată un ochi de o culoare și un de altul? I have tolerated a lapis de for years. To maintain order and justice in Solis. I've allowed this place to serve as a refuge for the criminal and the disenfranchised. Mamă, ce-s cu ăștia? Last night, a terrorist attack was launched against the Project Iapa facility. The culprit was abetted by a conspirator from this village. Who is that? Gabriela. Gabriela. She was my uncle when I was a girl. Îmi place că un moment ăsta așa cunoscută și pentru români. If Mira Morales is not surrendered to me immediately, I'll be forced to conduct an exhaustive investigation. Every home will be searched. Every citizen's identity will be checked. Uh-oh. And all transgressions will be harshly prosecuted. You. Uh-oh. Pușcă-l. Luis. Nu-l știu, dar sună important. Where is Mira? Where? I have to stop this. Gabriela! Da, Sorinela când vine. Let him go, cousin. Auzi, rude. Săracul Louis. Nu pige pe Louis. At least you aren't a coward. Your father would be disgusted with the monster you've become. Scuipo. You two traitors can discuss your disappointment together. In prison. Huh? Load onto my chopper. Stai, un kiss unui mort? Wow. Pa, Louis, ai fost de mare ajutor. Mira! Wow! Wow, 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 stai că s-a sculat tot satul. Louis, nu fă o prostie. Hai, freeze! Da, shit. Hey! Uh-oh. E Batman! Nu, prietenul Louis! Oh, 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 oh,
Ce? Pot să fac ceva în privința alea? O, mamă. Hai, Zrico! Trage elicopterul de pământ! Vreau să fac asta, te rog, lasă-mi să fac asta. Nu lăsa, nu lăsa. Oh. Oh, wow! Ai văzut-o pe aia, a fost Batman în timpul zilei! We need Rick. Nu, n-ai nevoie de nimic. Ui, ui. Salut, băieți! Piu, 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 piu! Mă mai este ok Bollywood ăsta, nu m-a scăzut. Acum grapple-ul trage elicopter de pământ. Nu? Ok. Da-aia a fost tare. I think we just started a rebellion. We didn't have to drag these people into this. They are what we need to put down Project Iapa. Well, they'll need more guns. Eso. There's a factory down the road from here. Abandoned. Casquillos vacíos. He used to manufacture black hand weapons years ago. Păi și vezi că acolo mai sunt arme? Luis, right? Organize these people. Anyone who wants to fight the black hand gets to fight. You up for it, Sargento? Si, senor. Mira, I need to make sure my gear is working. I'll meet you at the factory. Okay. Un l-ai găsit, frate, pe Batman-ul ăsta. Nu drăguț intro-ul ăsta, puțin cam, știți, gen sec, dar în același timp destul de clar cu ceea ce vrea el să prezinte și așa. Ok, sperăm că dacă nu merge altceva s-ar putea să nu pe gâtul. Ia it! A wingsuit! Perfect! Cât de șmecher! Oye, Rico! It's Luis! Hey, Luis! Sargento here! Mira a mi, un mincio a casquillos vacíos. Ok. Mamă, cât de fain e jocul, mă simt ca Superman. Sargento and Izzy did some research. Mă, e mult mai distractiv decât trei, sincer să fiu. Who's Izzy? Hola, I'm the hacker. Oh my god, Hackerman! Patch what you've got. Dear AR lens, Mira told me, already done. The fuck? You have an AR lens? Like, a little computer on your eyeball? Yep. Something like that. Let's get started. Cât de tare! Ok, Sargento, you're up. Listo, here's your mission. The factory needs to be powered on, but the doors to the electrical room are being held shut by backup generators. Bobby. Mission accepted, Sargento. Your AR lens will show you where to look. It's only a matter of time before Gabriela sends more Black Hand to stop us. We need to get these people guns fast. Păi spun că așa? That worked. Oh, lol, cât de șmecher. Generator's well shielded. Can you turn it off? Yep. I think I can use my grappling hook to rip the plating off. Ha ha! Oh, de tare și cât de smooth merge jocul. Yeah. Okay, two more to go. You know where to look. Da, 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 mă ocup acum. Ok, asta e destul de distractiv. Cred că am dat muzica mult prea încet. Opa, stai că suntem atacați! Hold! Ce faceți, mă, băieți? Ia, coboară-te, mă! Yeah! Ha, 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 ha! Ce tare! Ce faceți, mă, băieți? Vă distrați? Esteți bine! Uiu! E, da, las-o baltă. Stau acum să țintez la finețe aici, aici, mă, afară. N-am eu treabă cu tine. AR scan, ok. Real Dragon! Ah! Oh, aici sunt alte lucruri? Oh, nu e aceeași chestie, credeam că e altceva. Oh, ceva arme aici. Gimme, gimme. Oh, Death Machine Gun. Ok. Unde? Dar avea o țintă, vreau să testez prostia asta. Ah, câte rolul. Ce Dumnezeu de armă e asta, frate? Ai văzut cum trage? Ok, aia e sus. Deci, intrarea trebuie să fie în față. Opa, și... Ah, iarăși mă dăsă așa. Aoleu, ok. Bine mi-a dat damage ca fraierul.
pretenții, bă, vere. Cum țin arma, bă, frate? Oh, încă una. And the doors just opened. Super. Choppers and troops headed this way, Rico. Au! Better wake this place up or we'll be fighting them off with sticks and stones. And break my bones. Unde? În jos aici? Ok. Sărac, nu văd intrarea. Ah, acum o văd. Uf. I'm heading in. Oh. Drăguț locul aici. Find the breakers. Ah, nu trebuie să-i distrugem sau ceva? Need to use my grappling hook. Again? Așa? Ah, nu, stai, ce a zis? Attach the tether to the handle retracted upwards. Nu e bine, shit. Ok, stai să dăm partea alta, că apoi îmi dau seama. Care e handle-ul? Că nu mă prind. Oops. Here's the other one. Ce handle? Despre ce vorbim aici? Oh, mizeria asta la altă. Aia era, mă. M-am prins acum, e la ceva. Acum stai să trag ăsta de aici când n-am loc de el. Shit. Și acum ăsta de aici. Boom. Breakers are on. Super. And the backhand are almost here. Just hit the master override. Unde e aia? Oh, aici. And done. Destul de drăguțe misiunile, sincer. Let's call everyone in. Just give the order. Păi, vine sau ce facem? Unul pe hartă. Frontline. Secure region. Ok, și eu îi trimit pe aia acolo. Dale, let's kick some ass. Dale! Sunt pitbull? Ok, vin imediat, stai, țără. Trebuie să hackerez chestii pe aici, ca să pot ieși. Oh, wow, dar v-ați luat ceva mașinării, bă, nu glumă. Băieți, pricepuți, ce pot zic altceva. Și da, se vede când se mișcă și un fel de motion blur dubios. De ce o fi așa, nu știu, dar să zicem. Those guns just in time. The Black Hand are deploying their forces across the river. We won't be able to advance the line without more fighters. Any ideas? We became soldiers after what you did in the slums. Create more chaos. I am place. Whole army of chaos. Mă pricep să cauzez prostii. This is what you wanted from the start. Oscar Espinosa owns this island. The people can't fight him without losing their jobs, their homes. And even if they tried, what chance would they have against a Black Hand? Mm-hmm. We have a mutual goal, Rico. You help these people defeat the Black Hand? Da, fită, da, Black Hand. Okay. Okay, Mira. We'll do it your way. What's first? I got some ideas, Rico. Bine, mă, tu. I'll ready your eyeball with more information. Ce stupidă sunat asta. Am să te sun, am să-mi sun ochiul. Whole army of chaos. Sure. Army of chaos. Nu ai nevoie de armată, ai nevoie de bobiță și cu un grapple hook. Ai tot ce ai nevoie ca să faci haos pe aici, boys. Doar fiți atenți, adică literalmente, tot ce trebuie să faceți ca să cauzați haos aici, să faceți astea două chestii, bam. Și apoi faceți asta. Simplu. Literalmente, mi-a luat 10 secunde. Nici măcar nu știu ce se mai întâmplă aici. Oh, wow. Rico, it's me, Luis, El Sargento. Listen, I've got some of my people together and we've got a surprise for you. Here, I'll send you the coordinates. Plac surprizele, despre ce e vorba? Oh, God, Jesus, ficior! Au! Doamne sfinte! Oh, my God! Bă, băietule! Ai zis ceva că vrea să cauzăm haos, nu caos, bomb. What?
Ești mă de aici. Oh god, lol, cât de tare. Deci de aia e arma așa. Ești mă de aici. Mă, de-i dai laser la băieții ăștia în ultimul hal. Let's go, champ! Oh god! Oh doamne, oh doamne, oh doamne, oh doamne, oh doamne, oh doamne, I'm out. Yoink. Și unde mă tabără ăstora? Vă leu! Ia stai mă așa. Oh da, mă urmăresc băieții, nu glumă. Te văd acolo tonă de roșu pe care îl pot folosi să detonezi lucruri. Așa. Bum! Aia zi, bobiță! Mai multă distrugere! Nu știu ce e asta. Yeah! Mamă, hai că am detonat pe aici, cred că totul. Bă, băiatule, calmează-te. Gata, bă. Cred că am creat destul de mizerie și dezordine, încât să mă asigur că am atras atenția de ajuns. O să bubuie, o să bubuie și așa, super. Nice. Doamne, e prea sus să-mi dau drumul așa tare. Oh, wow! Nu voi dai o leacă așa, că meste. Tuș. Tuș. Este perfect! Este exact ce am nevoie, dar, oameni buni, noi cred că o să ne primim aici cu acest video. Eu sper totuși că v-a plăcut și dacă v-a plăcut acest video din Just Cause și vreți să vedeți mai multe videouri cu Just Cause, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!